Bună, Andreea! Mă Bună, Camelia! bucur să te revăd. Și eu, ce faci? Bine, foarte bine. Supraviețuiesc în frig. Tu ce faci? Da, și eu supraviețuiesc, adică sunt puțin obosit, dar bucur foarte mult că azi e sâmbătă și pot să mă odihnesc puțin. O săptămână foarte intensivă. Oh, de ce? Pentru că am făcut multe lucruri la muncă, în special, da, am lucrat foarte mult și de asta a fost foarte obositor. Da. Tu lucrezi cu copii, nu? La liceu. Cu adolescenți, da. Și săptămâna trecută aveam și întâlniri cu părinții și nu-mi place să vorbesc cu ei. Pentru că e foarte greu. De ce? Pentru că ei uneori nu vreau să fiu ei părinții. Cred că tu ești profesor, adică trebuie să fii și tu un părinte și asta nu este așa. Nu, eu nu mai predam limba germană, nu pot să fiu și psiholog și educator și totul. Da. 3, și cum se spune, 3 în 1, ca și detergentul. Da. Wow, ok. Ah, dar și cum e la tine sau la voi la școală? Tu știi că România, practic, nu mai știu cum e acum, în 2024, știu să spun cum era acum mulți ani când eram eu la școală în România, dar dirigintele ținea ședința cu părinții și dirigintele este ca un fel de, cum să-i spun, lider sau profesorul principal într-o clasă. De exemplu, dacă ești în clasa 5-a, în clasele primare, să zicem că ești în clasa 5-a, tu o să ai mai mulți profesori. Adică o să ai un profesor de biologie, unul de mate, unul de, nu știu, fizică, de limba română, de limba engleză, etc. Dar va fi un diriginte responsabil pe clasa ta, adică cel care va răspunde, profesorul care răspunde de clasa ta și dirigintele ține ședințele cu părinții. În cazul tău, cum este? Cred că este o mică diferită pentru că fiecare profesor răspunde la părinți și de asta toți suntem responsabili. Da. Și uneori e destul de greu, pentru că dacă părintele este supărat, trebuie să răspunzi tu personal. Asta uneori e complicat. Wow, Gestionez wow. o situație așa de urâtă. Tu ce zici? Cum e la voi la liceu? Da, zice că situația e destul de complicată pentru că în general, s-au schimbat relațiile între adolescenți și adulții, pentru că un adolescent din azi nu este foarte politicus că în trecut, din păcate. Adică fenomenul bullying este destul de răspândit, da, din păcate. Mie personal niciodată nu s-a întâmplat, da, în fericire. E diferit. Da, e diferit, dar uneori mă supără faptul că sunt niște oameni care cred că să lucrez într-o școală este foarte ușor, pentru că nu este așa. E greu. Pentru că uneori se întâmplă situațiile astea și da, este dificil. Să lucrezi cu oamenii este probabil cel mai greu job. Da. Să Aia. lucrezi cu copii este o responsabilitate și mai mare, pentru că tu ești mai mult decât adult, ești mai mult decât un profesor, ești un psiholog, psihoterapeut, biolog, o listă lungă.
Dar să știi că și eu am trecut prin chestia asta cu adulții. Am fost mai mult psiholog decât profesor, de multe ori, pentru că aveau nevoie de o susținere morală decât de o Da. susținere lingvistică. Ok. Românii și copiii. Ai interacționat cu societatea românească? Ai fost în România? Ai văzut copiii Da. sau adulți în România și cum ți s-au părut ție? Cu copii niciodată nu m-am relaționat, dar cu adulți, da, foarte des, pentru că am fost. Acum nu mă duc aminte exact, dar poate am fost de 5 ori în România. Că, da, am avut foarte multe ocazii să vorbesc cu românii în țara lor. În general, a fost întotdeauna o experiență pozitivă, aș spune eu, pentru că m-am simțit mereu ca acasă, da? Sunteți un popor foarte prietenoși. Îmi place, îmi place mult. Știi că ai fost de mai multe ori în România decât am fost eu în Italia. Da, tu ai fost vreodată în Da, Italia? am fost, dar n-am fost de 5 ori, cred că de 4 ori. Stai să mă gândesc. Odată, să fi fost de 2 ori, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, ba nu, în jur de 4 ori, poate ceva de genul. Bine, nu o să pun odată că am fost, doar am făcut escală în Milano, știi? Dar cam așa, cam de vreo 4 ori am. Da, n-am văzut foarte mult din Italia, dar am văzut puțin. Nu știu, Italia nu a fost niciodată pe lista mea de priorități. Scuze, e o țară foarte faină. Am Da, văzut decât te nordul iert. și am văzut Milano și Roma, practic, și un pic din Bologna, în zona respectivă am fost, da. Dar am fost la retreat eu și am fost și turist. Am văzut, cred că cel mai mult am văzut Roma, cred că și am făcut poze și așa. Deci n-am văzut foarte mult din Italia, că Italia nu înseamnă doar Milano și doar Roma și doar Bologna, înseamnă Chiar, mult, da, mult, chiar. mult mai mult de atât. Dar a fost o experiență fantastică și am mâncat o mâncare excelentă, dar doar prin recomandarea unui prieten din Milano, că el mi-a zis, bă, du-te acolo, că acolo au o super mâncare, nu știu să spun exact, dar sunt ceva ani de acum. M-am dus la un restaurant în Italia, un restaurant mai mic în Milano, nu foarte mare, și mi-a zis, mă, du-te acolo, că e un restaurant mai mic local și fac o mâncare excelentă, știi? Și dacă le și zici de mine, o să știe despre cine e vorba. Și am comandat, atunci nu mâncam deloc carne, și am comandat ceva fără carne, vegetarian, la, nu știu, boca, uberta, aș zice în spaniolă, ceva de genul, deci gura deschisă, la boca oberta, foarte tare, Boca aperta în da, italiană, un fel de pizza, practic, wow, a fost wow, mind blowing, Ah, mă super bucur. bună, vorbeau foarte mult italienii, că ei vorbesc foarte mult, dar mâncarea a fost Sigur. excelentă, nu am cuvinte, Ah, bine, foarte bine. bună. Dar cum a fost în România? Ah, și tu Știi, vii da, din Milano, nu? Sau și nu da. știu? Da. Adică orașul meu nu este Milano, este Lecco, care este un orașel foarte aproape de Milano, da? Nu știu, poate cunoști lacul Como? Știu să-l Foarte localizez pe cunoscut. hartă și l-am mai Da. auzit. Da, este foarte frumos aici. Da. Dacă ai șansa în viitor, de ce nu, trebuie să mergi să vizitezi lacul ăsta. Și la legătura cu bucătăria românească, îți pot spune că îmi place foarte mult, da? Cred că este o bucătărie foarte tradițională, pentru că aveți feluri de mancare foarte, spre exemplu, mamalica cu brânză, mamalica cu varză acră, nu știu, mici, ciorbe, da, e foarte gustos, Și să fiu mănânci sincer, micii da. mari în România când vii.
Da. A fost surprinzător să văd că pe oriunde vând ciupercile în România, pe stradă, spre exemplu. Când am fost în Transilvania, da, am văzut pe stradă, cred că erau țiganii, da, care vândeau ciuperci. Era foarte uimitor, da, să spun De așa. ce? Pentru că în Italia niciodată n-am văzut asta. Da. Adică dacă vrei să cumpăr ciuperci, trebuie să mergi la supermarket. Ah, dar aici se găsesc diferite feluri de ciuperci pe care le poți culege 100% gratuit în pădure. Trebuie doar să ai timp și să vrei să faci lucrul ăsta. Și este gratuit. Dar este, știi ce zic, la voi la fel în Italia? Da, este la fel, chiar dacă merge la munte, da, si poate pot lege per ce da, așa, niciodată n-am mers în pădure să iau cipercile. N-ai fost niciodată la culegi de ciuperci? Nu, mama mea, da, îi place, dar mie nu-mi place și nu știu, n-am nicio cunoștință ca să mergă și să găsesc ciupercile comestibile. Da. Am făcut chiar și un episod pe subiectul ăsta. Ah, Niciodată nu mi-au bine de știut. plăcut. Ce anume? Bine de Ești... știut. E bine de Adică o știut? să. Aha. Da. Da, am vorbit despre ciuperci pentru că niciodată nu am fost așa mare fan ciuperci. În schimb, am descoperit faptul că este minunat să găsești mâncare sănătoasă, gratuită, în natură. Combinația asta este ideală. Și am dat de gust. Este o expresie în limba română. Când spui a da de gust, înseamnă că ai gustat un pic, ți-a plăcut atât de mult că ai vrut și mai mult, și mai mult, și mai mult. Se zice a da de gust. Am dat de Și gust. Okay. am dat de gustul culesului de ciuperci. Adică, la un moment dat eram în pădure și mi s-a părut așa de fascinant să mă uit să văd în ce zonă mai găsesc ciupercile. Știi că sunt pe sezoane, de obicei, na, sfârșitul verii, prin toamnă, cam așa este sezonul culesului de ciuperci. Și totuși am auzit că în Italia sunt anumite feluri de ciuperci care se găsesc și trebuie să plătești bani ca să culegi ciupercile alea. Niște ciuperci mai speciale. Nu mi-aduc aminte acum. Știi despre ce Nu vorbesc? știu. Nu, a? Nu știu. Sincer, nu. Nu merge internetul foarte bine ca să caut acum, dar sunt bureți, de exemplu. Bureții. Da, practic vorbesc de anumite diferite feluri de ciuperci. Îmi pare rău, nu pot să verific acum că nu merge foarte bine internetul aici, dar o să adaug, cred că, episodul respectiv, o să-l pun aici în descriere, că am vorbit despre ciuperci diferite. Nu mai mi-aduc acum aminte. Da. Dacă e vorba de culesul, mi-a dat de gust culesul de castane. Castane? Nu, niciodată n-am Da. cules castane, ce tare, nu. Ah. La noi e foarte popular, da. Toamna este o tradiție foarte răspândită, da. Ce Unde eu tare. locuiesc, da, pentru că aici este pădurea, așa că poți merge și să culegi foarte multe castane. Nu, n-am fost niciodată la cules de castane și nu este foarte tipic românesc. Dar e tipic românesc să culegi ciuperci, de exemplu, na, aș zice eu toamna, sunt mai multe activități toamna. Ok, dar mâncare, tu mănânci mâncare cu ciuperci, apropo. Da. Da. Prima dată când am fost în România, am fost la Sibiu și mă duc aminte că comandaseram o pizza cu ciuperci din Transilvania.
Ce tare, ușor de ținut minte. Și zi-mi un pic, trei feluri de mâncare care îți plac și trei feluri de mâncare care nu prea îți plac așa în România. Cred că sunt numai feluri care îmi plac. Poate dacă mă gândesc puțin, o să găsesc și feluri care nu-mi plac. În general, cred că cel mai mult îmi place mamaliga, brânză de oaie. Pare. Foarte, foarte gustoasă. Da? Și apoi sarmalele. Da, sarmalele sunt excepționale. Și acum am învățat și eu să le pregătesc. Da? Da, am găsit un market aici în orașul meu, unde vând produsele din România. Este și vărza, adică foaie de vărza. Da? De asta pot să le pregătesc și eu. Wow! Impresionant! Felicitări! Ah, mersi. Și Eu nu fac apoi sarmale, dar vine un italian să facă sarmale! Eu le mănânc, eu sunt foarte pricepută să le mănânc. Wow! Mănânc, nu am nicio treabă! nu știu dacă este tipic românesc, dar când am fost în România am văzut felul ăsta la restaurant, cavalpane. Știu, poate că se găsește și în alte țări, dar eu l-am văzut în România. Știi de ce e vorba, da? Eu, mama îmi făcea când era mai mică, cred că, dar nu e așa ceva foarte, foarte tipic și răspândit peste tot. Dar dacă zici, cum spui tu, mămăligă, ce ai mai zis? Ai mai zis sarmale? Astea toată România o a... Știi, dar Da. chestia cu cașcaval pane, cred că așa, e individual, ține de familie și de, probabil, regiune. Da. Mă duc aminte că l-am mâncat foarte des pentru că prima dată când am mers eram vegetarian, așa că pe meniu de post era întotdeauna cașcaval pane. Mâncare de Da. post. E apoi, da, tu ai spus, numai trei feluri, dar o să adaug mai multe, spre exemplu, fasole battuta, foarte, foarte gustoasă, da. Wow. E poi și ho mancato ciorba, dar nu mi amintesc numele esatto. Era o ciorba în pâine, o ciorba cu ciuperci, care se mănâncă într-o pâine foarte mare, da? Cu capac. Da, dar numele exact nu știu. E mai mult, cred că aș zice, regional. Eu nu mănânc așa ceva, că eu, practic, trebuie să spun și oamenilor, poate că ei nu știu unde sunt. Eu stau în zona Moldovei, în județul Bacău. Da. Practic, în Moldova sunt anumite tradiții specifice pe lângă ceea ce este care țin, pe lângă ceea ce ține de toată România. Toată România mănâncă mămăligă, sarmale și ciorbe, dar fiecare are așa chestiile lor specifice. Aici, de exemplu, avem borșu în Moldova, în Ardeal o să fie chestie Care este diferit din borșul rusesc, da? foarte diferită, da? Nu punem Foarte diferit, smântână, da. dar se numește borș. În Ardeal, de exemplu, o să ai chestii cu smântână, ciorbe și așa. Dar uite, chiar a făcut mama când a făcut? Acum 2 zile sau ceva de genul, a făcut o ciorbă rădăuțeană și zic, rădăuțeană? Zic, rădăuți, pe unde vine? Îmi cer scuze, nu stau tot timpul pe Google Maps și mi-a zis mama că e undeva aproape aici, în Moldova, spre Botoșan, cred că zic, wow, foarte tare, foarte bună, ciorbă rădăuțeană. A făcut-o cu, nu știu cu ce a făcut-o, dar era foarte gustoasă. Avea și smântână, cred că. Mi-a zis la un moment dat că a pus niște ardei dintre ăștia în borcan, ardei murați, sau cum să spun, cum se zice, da.
de ăștia roșii, știi? Și ea tăia mărunt. Da, A fost știu. delicioasă, delicioasă. A zis că o să mai facă. Gustos. Da, dar nu mâncăm în fiecare zi. Aici facem boș, dar am mai povestit chestia asta și înainte. Am mai spus lucrul ăsta și înainte. Eu cred că oamenii nu înțeleg ce înseamnă boșul despre care vorbesc eu. Boșul autentic moldovenesc. Când spun autentic, nimic din magazin. Forget about that. Nimic. Nimic, nimic. Nici delicat. Nimic. Nimic. Nada. Nada. Nimic, nimic. Să faci un boș ca la mama acasă, cum făcea bunica. Wow, dar trebuie să fie calitate, calitate Da. la modul te duci frumos în grădină și de acolo iei ceapa ta, ardeiul tău, țelnine, morcov, știi? Deci toate verdețurile trebuie să fie fresh, da? Eventual poți să le cumperi de la țăran din piață dacă ești la oraș. Borșul, nu ți-l cumperi din magazin, că acum se găsește de cumpărat un litru de borș la sticle de plastic. Am cumpărat și noi și am zis că, what the? Ce e asta? Nu ne place. Chestia aia nu e ok. Trebuie să fie făcut acasă. Îl umpli și e un proces mai îndelungat, așa trebuie câteva zile să pui niște apă, nu știu, bunica făcea și maică-mea face cu niște crenguțe, cu niște resturi de la făină. Și făina albă când o macini așa, rămân niște resturi. Ei, chestia aia se folosește pentru borș, ca să îl umpli. Se fierb legumele și la final se adaugă lichidul ăla. Este un lichid pur și simplu care se numește borș. Îl pui la final și îl face foarte acru. Este genial. Am mai spus și pe podcast chestia asta. Au venit niște francezi. Mamă, sunt mulți ani, cu mulți ani în urmă. Au venit pe aici, prin zonă cu, cum se numește, rulotă. Aveau o rulotă, știi? Și li s-a stricat ceva la mașină și au ajuns la părinții mei. Tata poate să repare, nu e o problemă. Și am vorbit cu ei și le-am dat să mănânce. Vai, dar sunt mulți ani de atunci. Și au mâncat un borș făcut aici. Nu se mai putea opri. Și am zis că sunteți în România, nu e o problemă. Dacă vă place, putem să vă mai punem, să nu vă fie rușine, puteți să vorbiți direct. Că da, că de fapt le place. Am doi profesori, mi se pare profesor de geografie și profesor de istorie din Lyon. S-ar putea să greșesc, dar știu că erau profesori ca și tine la liceu, dar în Lyon, în Franța. Și le-am pus al doilea castron de borș, Doamne, ce le-au mai plăcut! Ce vreau să zic eu aici, să ilustrez faptul că și străinilor le place borșul ăsta făcut autentic, atât de bun este. Cine a făcut ca lumea, mă, nu așa cu chestii GMO, nu știu ce, ardei de prin magazin și nu știu ce delicat. Nu, 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 nu. Trebuie făcut într-un anumit fel. Dacă respecti niște pui de mine, este foarte bun, foarte bun. Pentru că am văzut că tinerii din ziua de astăzi, tineri români, nu prea știu ce e aia borș. Și zice, ce, ați folosit delicat? Apoi aia nu-i borș pentru mine. Ce ați pus borș din E ceva magazin? Dar pe ce e diferit, da. aia? Că aia nu-i borș. Știi cum e? Ca și chestia aia că, bă, vrei să zici că, uite, am mâncat, nu știu, un kebab, să zicem, da? Păi trebuie să fie, mă, ca la el acasă, ca la mama acasă, cum îl fac ei acolo, în țările lor arabe, știi? Poți E să-l tot acoperit. adaptezi cu ingredientele de la tine, dar înțelegi ce vreau să spun, pentru că foarte mult contează temperatura, clima de acolo. Se schimbă foarte mult o mâncare. Foarte mult. Este, da, sunt de acord. A venit tata odată în Norvegia cu brânză românească, brânză de oi. Și a deschis punga cu brânza de oi. Am crezut că murim. În România era ok. În România nu avea același miros extrem de accentuat. În Norvegia, zici că mirosul se accentuase 100%. Nu știu cum. Extraordinar de Cum mult. a Am zis fost că, posibil? Nu. vai, am zis că murim aici. Groaznic. Să știi că se schimbă foarte multe chestii. Ține foarte mult de climă, temperatură. Așa e. Și da, sunt mai multe ciorbe. Scuze, am vorbit foarte mult ca de obicei.
Sunt multe ciorbe, supe, uite, este de exemplu ciorba de burtă. Dar Da, nu asta sunt. nu-mi place, da. Îți Sunt un place? fel care nu-mi place. Ciorbă de burtă, nu. Să știi că dacă e făcută, să știi că e foarte bună, dar trebuie făcută impecabil, impecabil. Sunt anumite chestii și anumite feluri de a pregăti această ciorbă și ți este așa de bună. Am mâncat odată și mi-a plăcut de la un expert care a făcut chestia asta. Dar am mâncat și am mers pe la alții, pe acasă. Dar odată mi-a plăcut. A făcut-o un expert. Am zis, wow, este super bună. Dar era șef. Bucătar șef. Da. Ok? Și o făcuse foarte bine. Și el a zis-o că dacă nu o faci cum trebuie, ca la carte, nu-ți iese ca lumea. Ca la carte, adică să respecti niște reguli cum trebuie. Adică să o faci exact cum trebuie și să nu ieși din ecuația asta, știi? Trebuie făcută Da. corect, să respecti bine regulile și atunci ți iese treaba. Asta înseamnă a face ceva ca la carte. Poți să scrii un eseu ca la carte, poți La să faci o carte. mâncare ca la carte, poți să, nu știu, să ai un interviu, nu știu dacă se spune ca la carte, dar înseamnă așa, foarte bine, impecabil, cum trebuie Da. făcut, știi? Da. Interesant, da. O Și expresie nouă. ca la carte, da, ca Ca la la carte, carte. da. Și chestia cu mămăliga, unii să știi că spun că este overrated. Și înțeleg. Că dacă nu o combin cu altceva, e ca și brânza aia, cum îi zice, brânza aia fără niciun gust, mozzarella. Păi ce e aia? E așa. Și niciun gust. Dar dacă pui un pic de, nu știu, oregano și pesto și așa, atunci se schimbă situația, pentru că e ceva complet neutru, fără gust și vii cu ceva foarte puternic ca să-l contrabalancezi. Așa e și cu mămăliga. Da. Mămăliga, așa, să iei mămăliga, nu e nimic. Dar dacă iei mămăligă cu o brânză puternică sau, nu știu, cu ce vrei tu, uite, cârnați. Puf, cârnați românești ăștia de acasă, wow! Salivezi. Ai încercat vreodată cârnați de ăștia cum fac românii acasă, de la porcul de acasă, nu din magazine? Ai încercat vreodată cârnați de ăștia Nu, de casă? am Au, încercat. n-ai Nu, din păcate încercat. nu. Trebuie să încerci. Trebuie să încerci. Când vii în România, te duci și bați la ușă și ziceți, mă, eu sunt italian, vreau să încerc. Vreau O să fac și cu eu să siguranță. încerc. Da. Vreau și eu să cer cârnații voștri, că am auzit că sunt foarte buni, de ăștia făcuți acasă. Haide, mă, băiatule, că îți dăm și ție. Trebuie să încerci, sunt foarte fain. Ok, asta despre mâncare. Și mai era ceva ce vrei să spui tu despre mâncare? Am găsit un alt fel care îmi place, este o prăjitură, plăcintă, mai ales plăcintă cu dovleac, îmi place foarte mult, Serios? foarte special, da? Nu știu dacă am mâncat Cunosc, vreodată. da, cunosc o patiserie în București, unde poți să găsești asta. Mulțumesc pentru tips. Vine din Italia, știi cum e, vine așa, în Italia și înapoi se trebuie să mă duc în București neapărat. Pe aici, în zona, avem, de exemplu, și în Bacău Dar știi, avem era o patiserie moldovenească, dacă nu mă înșel. aia de unde ai Poate că cumpărat tu? da. Moldovenească din Moldova sau din Republica Moldova? Că Eu totdeauna e cred confuz. din. Nu, Moldova-România. Moldova românească, da. Eu cred că Cu dovleac. Posibil, posibil. Știi că sunt... da. Dacă nu trebuie să mergi până în București. Exact. Păi nu știu, știu aici că avem Petru, de exemplu, care e foarte bun. Cum îi zice, covrigărie și patiserie, unde cumperi și covrigi, Petru și mai era încă una, nu știu, nu prea, da, nu mai ții minte, dar da, sunt. Dacă vrei să mai spui ceva despre cultura românească, nu știu dacă data trecută te-am întrebat despre români sau despre România și chestii de genul ăsta, sau dacă vrei tu să mă întrebi ceva, bineînțeles. Tu ce crezi? Românii beau prea mult sau nu? De la țară, da.
Întotdeauna este barul ăla veșnic, eternul bar. Dacă vrei să știi ceva despre o localitate, un sătuc, o comună, du-te la bar și acolo ai să găsești întotdeauna, ai să găsești pe, da, oamenii eterni. Dar dacă beau, da, să știi că beau, dar parcă nu așa de mult ca polonezii și nu așa de mult ca norvegienii sau mai ales finlandezii sau chiar și rușii. Beau și românii, dar cred că ține și de generație. Ține și de familie. De exemplu, familia mea sunt care beau, sunt care nu beau. Sunt care nu beau deloc. Și am și pe cineva în familie care niciodată nu a pus gura pe băutură. Da. Ca și Trump, niciodată. Da. Dar făcând o comparație între ceea ce eu știu și ce văd, se bea în România, dar nu atât de tare ca în Scandinavia. Ah, adică se bea mai mult în Scandinavia? Nu Băi, știam. în Scandinavia, în 2020, când s-au închis toate magazinele și a fost tot izolat, știi că în Scandinavia, în țări precum Norvegia și Suedia, și în Islanda și în Finlanda, există un monopol al alcoolului. Există Da, am auzit. magazine speciale unde te duci să-ți cumperi o sticlă de vin. Cea mai mare încasare a existat în 2020. În Norvegia, magazinul se numește Vinmonopolet. Vinmonopolet, se scrie. Da. Cea mai mare încasare a fost în 2020. Nu numai asta. Mergeam prin oraș și erau cozi foarte lungi. Afară se aștepta ca să intre oamenii să-și cumpere, nu știu, o sticlă de vin, șampanie, alcool, whisky, ce-o fi. Deci, Incredibil. da, se bea mai mult acolo decât aici. Și toată lumea are, apropo, toată lumea în Norvegia are, aproape toți, au, dacă deschizi frigiderul, vezi sticla de vin și ce-o fi pe acolo. Alcool. Există raftul cu alcool sau chiar și frigiderul cu alcool. Un frigider mai mic, nu știu dacă știi, de alea mai mici. Deci nu, românii nu-și chiar așa, dar se bea. Se bea și în România, dar nu chiar așa. Nu știu. Asta e ce simt eu. Și ați place țuica, țuica românească? Uf! Știi ce îmi place? Hai să-ți arăt. Vezi chestia asta? Aici am țuică. Pe bune? Pe bune, pe bune. Dar știi la ce folosesc? Este un pulverizator, l-am cumpărat în magazin, poți să-ți cumpere o sticluță de genul ăsta, da? Și am pus țuică. Și știi ce fac? Pulverizatorul ăsta îl folosesc să pulverizez în gât ca să nu am infecții în gât. Deci se oprește infecția în gât, pentru că atunci când lucrezi ca și profesor, vorbești foarte mult. Un efect secundar pentru profesorii care vorbesc, gâtul. Tot timpul avem probleme cu gâtul, da? Și ce fac? Pulverizez chestia asta, da? Și așa îmi omor bacteriile. Nu-ți imagina că pulverizez așa și până mă dor mușchii, ci că stai că mai am 5 minute, nu! De câteva ori, da. Și uite, asta folosesc. Deci, da, țuica este super ok, cum o folosesc eu, de exemplu, Da, pentru bine. purificarea gâtului. O să încerc și eu. Da. Este homemade și ăsta, cât avem sticle la beci, vreo două, trei. Nu-ți imagina aici că suntem o casă de alcoolici. Și acolo scrie pe o sticlă parcă 76-79% alcool, pentru că cât e de mult alcool se poate verifica, știi? Poți să verifici concentrația, cât e de concentrat. Cred că este sănătos. Cred că este sănătos să bei un păhărel, cum se zice în România, un păhărel, once in a while, așa, din când în când, dar este foarte important în viață, în orice, să știi să te oprești. Dacă nu știi Sigur. mental să te oprești, apoi tot te duci și mai bagă o stiuia. Asta este cu, da, asta e cu țuica. În Ardeal, apropo, îi zic palincă. Deci asta se numește palincă la ei.
Noi zicem țuică, dar bine că sunt mai multe, pot să fie de prune, mai multe feluri, Da, știi? Na. știu de pune, da. Am băut odată și a ajuns, pentru că mie nu-mi place. E foarte strong, foarte tare. Foarte tare, foarte tare. Cred Adică am că... încercat whisky și mi se pare cea mai ok whisky, dar trebuie să fie puțin. Și asta nu pot face față. Adică eu mă dau de câteva ori și e prea mult. Adică simt că e uf, aproape că îți vine să plângi. Da, asta e cu alcoolul, da. Dar de ce mă întreb de alcool? Nu știu, a fost din întâmplare. Ok. Așa, și pe final, chestii legate de limba română. Asta că ai apucat să-mi spui, cum ți se pare ție limba română? Zi-mi trei chestii care sunt foarte complicate la limba română și lucruri care sunt mai ușoare, îți plac mai mult în limba română față de alte limbi pe care le vorbești. Când e vorba de limba română, îmi place foarte mult că seamănă leită cu latină. Da, mă. Uneori, îmi place să vorbesc în limba română pentru că e ca și mi se pare că eu vorbesc o limbă foarte, să spunem, vechi, da? E ca limba latină. General. Pentru că, cum ți-am spus deja odată, limba română sunt cazurile gramaticale și asta este o caracteristică a limbii latine, da? Pentru că în italiana, franceza, spaniola nu s-a păstrat, din păcate. Depinde din Corect. punctul de vedere, da. Dar asta îmi place foarte mult, pentru că înseamnă că limba română este o limbă foarte originală, să spunem așa. O limbă unică, sui generis, se spune în latină. Nu știu dacă este o expresie care folosește și tu o limbă română, dar noi spunem așa și în italiană. Și apoi îmi place mult, îmi plac. Îmi place fonetica, da? Per esempio, niște combinazioni, per esempio, shirts, pentru che quando usa una persona che vorbește limba romana, se pare che el vorbește o limba mai exotica, mai, non știu, slava, nu latina, da? E asta este interesant și este un lucru care m-a permis să mă îndrăgostesc de limba română la început. Da. Și apoi, nu știu, poate în general lexicul, pentru că aveți multe împrumuturi din limba rusă, limba bulgară, limba turcă. Asta îmi place pentru că poți vedea o influență istorică în limba română, o influență din alte culturi. Asta este foarte fascinant, pe de o parte. Da. E, tre lucruri care nu-mi plac. E mai difficile să spun? Io credo che mi piace tutto, in generale. Da, poate che grammatica fiind un po' differita, insomma che è anche un po' grea, e înțeles la început, ma non spune che non mi piace, perché io iubesc limba română. Când iubești ceva, îți place în întregime, da? Corect, corect, corect. Pentru că sunt limbi și încep să le înveți și sunt aspecte dintr-o limbă care, aspecte care îți dau bătăi de cap.
A-ți da bătăi de cap înseamnă că este foarte complicat și este greu să descoperi de fapt ce este în spate. E dificil, asta înseamnă îți dă bătăi de cap. De exemplu, poți să spui că verbele în limba română îți dau bătăi de cap, adică sunt grele, trebuie să te gândești mult la Da. ele, să găsești forma corectă, care e, când se folosește perfectul compus, când folosim imperfectul, de exemplu, care e diferența între ele și așa mai departe, știi? Și pe final, sunt câteva chestii care te-au surprins la limba română, cultura română, te-au surprins, nu știu, și pozitiv și negativ și nu le știai înainte să studiezi limba română, înainte să ajungi în România și înainte să ai contact cu românii, lucruri pe care le-ai descoperit pe parcurs, despre care oamenii nu știu așa de multe. Uite, de exemplu, despre italieni am descoperit că sunt foarte ok și nu-mi plac oamenii care vorbesc extrem de mult și nu se mai opresc. Și a fost foarte amuzant că, deși eram în Milano, la un moment dat luasem autobuzul de la aeroport și m-am dus în centru. Și era un șofer, probabil că nu era din Milano, atâta ce mai vorbea non-stop, nu s-a oprit nicio secundă și la un moment dat chiar se enervase foarte tare, că era vară, era cald și venise o muscă. Și tot timpul a zis, mosca, 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 non-stop. Și toată lumea în autobuz, noi am tăcut, n-am zis nimic și l-a lăsat pe om să se manifeste. Mosca, mosca, da, și tot vorbea. Am descoperit că sunt și italieni foarte tăcuți. Prin nord sunt un pic diferiți față de cei din sud, de exemplu, și au o cultură fascinantă. Și toate lucrurile, într-un final, sunt individuale. Când vorbești cu un individ, este important și nu poți să pui pe umerii unui om întreaga cultură, întreaga istorie. Este un simplu om. De-aia lucrurile astea le-am învățat cumva, trăind atâția ani în Norvegia. Și vreau să știu ce crezi tu sau cum ți se pare ție că este limba română, cultura română sau românii și lucrurile astea le-ai descoperit după ce ai avut contact cu România. Eu t-am spus deja, cred că românii seamănă foarte mult cu italienii, așa că nu am avut un șoc foarte mare când am mers de fiecare dată când am fost în România, pentru că când merg mi se pare țara care are tradițiile sale, dar este o țară care are mult în comună cu Italia, așa că eu întotdeauna m-am simțit ca acasă. Dar, spre exemplu, m-a șocat destul de mult influența turcească la Costanța, că când am fost acolo am văzut că acolo sunt și este moschea, se spune așa, da? O moschee, mai multe moschei. Da, sunt mai multe moschei acolo și asta era de neașteptat pentru mine, pentru că, știi, România este țara ortodoxă, creștină, știam că acolo sunt și moschei. Și apoi m-a șocat foarte mult prezența țiganilor, dar pe de altă parte, ceea ce privește cultura sau limba, am găsit nimic foarte șocant. Așa, da. Poate pentru că sunt și mulți români care trăiesc în Italia, și de asta primul meu contact cu românească a fost aici, în Italia, în țara mea. Și de asta când am mers în România, poate eu eram deja destul de obișnuit, da, cu cultura românească. Și de asta nu mi s-a părut atât de diferită, atât de uimitoare, puțin în sensul negativ, da. Mă uitam că l-am auzit pe Oscar, pe câine, vrem, avea să, nu știu ce, sigur s-a supărat el că nu m-am dus.
și am dispărut. Nu, Nu știu dacă se aude în fundal că latră Oscar. n-am Nu, auzit. nu se aude. Ok. Nu, nu, nu. Da, dar interesant că tu vorbești practic cu o persoană cu mine. Eu am crescut în catolicism Ah. și sunt într-o țară ortodoxă, înțelegi? Multe chestii sunt foarte individuale. Sau te duci în Harghita sau așa și na, se vorbește foarte mult limba maghiară. E atât de complex. Nu este doar alb și negru. Nici România, Da, nici Italia, nici Norvegia, nici Thailanda și nici Congo. Fiecare țară are tot felul de aspecte și nuanțe și mixuri și de tot felul. Știi? Și e adevărat, și foarte... merită descoperit, da. Foarte bine, e foarte important ca oamenii să nu le separe doar așa, alb și negru, este ori așa, ori așa, când este mai mult decât atât, știi? Nu. Bine, dragă Andreea, păi ne vedem data viitoare, mulțumesc tare mult pentru întâlnirea de astăzi, îți urez un weekend Plăcere. excelent, o zi frumoasă Și și ție la fel. da, și ne auzim data viitoare. Da, cu mare plăcere. Numai bine și Pa, pa! ne vedem. Pa, Ne pa. vedem! Pa, 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 pa! Ne vedem.